Alexandra Udriștoiu a obținut medalia de argint la Olimpiada Balcanică desfășurată la Timișoara. În anii trecuți, la aceeași competiție, a reușit să obțină aur și bronz, dar și argint la concursul internațional de la Schumann. Aceasta este însă prima competiție internațională la care particip din cadrul lotului de seniori și prima medalie obținută. Am avut emoții, dar eu zic că am reușit să le gestionez și să obțin un rezultat bun. Emanuel Dico a obținut medalia de aur la Olimpiada Internațională Pluridisciplinară, care a avut loc în Rusia. Tânărul participă la concursuri din clasa a 5-a și a obținut până acum medalii de argint la Olimpiada Balcanică pentru juniori, dar și locurile 1 și al 2-lea la concursul internațional de la Schumann. Olimpiada la care am participat a fost mai ușoară decât restul olimpiadelor internaționale, pentru că concurența în special a venit de la noi din țară și fapt care a dovedit că România au ieșit pe primele 5 locuri la această olimpiadă, dar a fost mult mai grea selecția lotului național de informatică la care am participat ca să mă calific la această olimpiadă. Marius Nicol este profesorul care îi ajută pe copii și îi îndrumă spre performanță. Fiecare medalie câștigată îl impulsionează să descopere alți elevi pe care să-i pregătească pentru competițiile naționale și internaționale. Secretul este că îmi place să fac lucrul acesta, că am ajuns într-un loc în care am găsit elevi care să mă motiveze, că în fiecare an s-a obținut câte un rezultat care să te determine să simți că faci bine ceea ce faci și că să mergi mai departe. Competițiile internaționale continuă pentru elevii Colegiului Frații Buzești pe toată perioada verii. Astăzi, Diana Gabroveanu, reprezentanta noastră la Olimpiada Internațională de Biologie, susține prima probă a concursului în Thailanda. Urmează Florian Călina, care va susține tot în Thailanda proba pentru Olimpiada de Științele Pământului, iar Tiberiu Buruiană și colega lui Cipriana Taci vor participa la Olimpiada Internațională de Limbă Franceză, respectiv Limbă Rusă. În anul școlar 2017-2018, 176 de elevi de la Colegiul Craiovean au obținut peste 300 de premii la olimpiadele școlare.